Vă salut, prieten! Astăzi avem un televizor cu următorul defect. Acesta nu se mai aprinde, oare ce să fie? Se pare că televizorul are defect de backlight sau mai bine zis lumina din spatele ecranului. Acest defect vine datorită uzurii în timp a LED-urilor, luminozitatea lor la maxim duce la scurtarea de viață a acestora. Pentru început luați o lanternă și verificați dacă pe ecran se distinge imagine, dacă se vede logo sau meniul televizorului. Dacă televizorul are sunet dar ecranul este întunecat, cel mai probabil LED-urile din spatele ecranului sunt defecte, baretele trebuiesc înlocuite cu altele noi sau LED-urile trebuiesc schimbate cu baltele noi. De recomandat să se schimbe toate LED-urile indiferent dacă găsim un LED sau două arse. În prima fază desfacem televizorul, verificăm sursa să nu fie cu defect pe driverul ce alimentează LED-urile. Sunt cazuri când sursa e defecta pe partea de alimentare a LED-urilor. Atenție, nu este recomandat să desfaceți televizorul dacă nu aveți cunoștințe minime de electronică, este pericol de electrocutare. Acest defect vine datorită uzurii în timp a LED-urilor, luminozitatea lor la maxim duce la scurtarea de viață a acestora. Ce avem noi aici? Se pare că LED-urile au mai fost schimbate, se pare că ce avem aici nu este tocmai bine lucrat. Ce este mizeria asta? Se pare că baretele de LED-uri sunt deteriorate. Pentru schimbarea LED-urilor folosim o plită specială, LED-urile folosite în televizoare sunt de mai multe feluri, LED-uri de 3V, de 6V, LED-uri de mărimi diferite 28, 28, 28/35 sau 35, 35. Haideți să ne apucăm să înlocuim LED-urile. Indicat este să înlocuim baretele cu altele noi sau înlocuirea tuturor LED-urilor indiferent dacă găsim unul sau două LED-uri arse. Testăm baretele cu testerul special pentru acestea.
se pare că televizorul funcționează din nou. Atenție la luminozitatea din spatele ecranului. Aceasta nu trebuie să fie 100%. Cu cât luminozitatea este mai mare, cu atât durata de viață a LED-urilor o să fie mai mică.